Ne aflăm la jumătatea zilei celui mai important scrutin electoral, care include atât alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, cât și referendumul republican constituțional. Așa cum am menționat și anterior, CEC veghează cu responsabilitate asupra desfășurării corecte și transparente a procesului electoral. Datele afișate reprezintă situația de moment din secțiile de votare din țară și din străinătate. Până la această oră și-au exprimat dreptul la vot circa 717.000 de alegători. Din informațiile operative prezentate de organele de drept până la această oră, au fost documentate de Inspectoratul General de Poliție circa 20 de incidente electorale. Și acestea se referă la fotografierea buletinelor de vot, 7 cazuri, deteriorare de buletine de vot, 6 cazuri de agitație electorală, 2 cazuri transportare organizată a alegătorilor și 3 cazuri de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor. Cu referire la informațiile ce ne sunt semnalate din secțiile de votare, menționăm că cetățenii primesc 2 buletine de vot, iar membrii biroului electoral sunt obligați să înmâneze buletinele fiecărui cetățean, ghidându-i unde să semneze în lista electorală. În cele 30 de secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot, din localitățile din stânga Nistrului, au votat 6.600 de alegători. În secțiile de votare deschise în străinătate, au votat până la această oră peste 67.000 de alegători. Conform situației, până la ora 13, în străinătate, la acest moment sunt operaționale toate secțiile de votare constituite în Europa și Asia. Iar către ora 14 se vor deschide și alte 22 de secții de votare din Statele Unite ale Americii și Canada. Referitor la rata de participare la referendum, conform informațiilor sistematizate de la Consiliile Electorale de Circumscripție, deci datele accentuăm că sunt actuale pentru ora 12. În secțiile de votare s-au prezentat un număr de alegători dintre aceștia, pentru buletinul de vot pentru referendum, au semnat 144.233 de persoane, ceea ce constituie 16,14%. Am anunțat zilele trecute că în aceste alegeri vom aplica cu titlul de proiect pilot un alt instrument de evidență a participării alegătorilor și e vorba de tablete care vor substitui în perspectivă listele electorale suplimentare. Și astfel va fi posibil să reducem din timpul dedicat pentru a completa informațiile despre alegători. Am transmis astfel de tablete în 11 secții de votare din România și o secție din municipiul Chișinău, unde votează alegătorii cu domiciliul în stânga Nistrului. Funcționarii birourilor electorale respective ne-au comunicat că acestea funcționează fără dificultăți. Cu următoarea relatare despre desfășurarea procesului electoral, vom reveni la ora 16:00.